Consilierul județean Mihai Grozavo a declarat în cadrul ședinței ordinare de luni 29 septembrie că singura sa dorință pe care o mai are este să se finalizeze podul de la Talpa. Domnul președinte, revin cu problema podului de la Talpa. Eu am așa o dorință să-l văd cât mai trăiesc acest pod făcut. Au trecut 15 ani și podul nu s-a făcut. Și păcat, pentru că lucrarea este cam 70-80% realizată. Noi în județul Suceava am făcut vreo 5 poduri din astea peste râuri importante și ne oprim de atâta timp pe un podeț care trebuie să traverseze râul Siret. Podeț acum pentru că el este făcut, ce-a fost greu de făcut. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a declarat că a avut discuții cu președintele Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu, dar au fost în zadar. Acesta consideră că acest pod va fi gata când și Consiliul Județean Botoșani își va da mai mult interes. Eu am încercat să fac tot posibilul, am dat și informații scrise, am avut discuții și în mod direct cu domnul Țurcanu. Nu s-au reușit și e limpede, nu putem face un pod până la jumătate. De-aia procedura pe care am gândit-o și am aprobat-o noi, pentru că e un program, un Consiliu Județean cu împrumutul respectiv pe această investiție, se putea face doar în condițiile în care Botoșani intra la lucru, da, cu finanțare și cu interes. Am tot sperat și am încercat, vă spun sincer, la acel moment să arătăm Botoșanului că avem și sursa de finanțare în spate, prin împrumut. Ca să nu fie discuții după aia că noi vrem ceva, dar nu avem acoperit partea financiară. Mai facem efortul în viitor apropiat, nu știu ce să zic, dar e limpede, din credit, nu putem face lucruri care nu sunt funcționale. Vă dați seama, ajungem la CNN, cum pot făcut până la jumate. Podul de peste râul Siret, care face legătura între localitatea suceveană Zamostea și Talpa, din județul Botoșan, ar urma să fie construit de Consiliul Județean Suceava în colaborare cu administrația județeană din Botoșani, însă acesta din urmă nu a alocat fondurile necesare pentru începerea acestei investiții.